Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere. Ați citit în titlu despre ce e vorba. Înainte să încep etalarea și să vă las să alegeți, să vă explic de ce sunt așa multe seturi de cărți, vreau să vă mulțumesc că ați fost alături pentru toate urările de bine și de sănătate pe care mi le-ați trimis în ultima vreme și să vă anunț că încep în curând etalarele pentru 2022 pentru fiecare zodie, dacă vreți să urmăriți, evident. Și iar, foarte curând, o să fac niște etalare speciale despre anul 2022 dintr-o perspectivă unică, despre care sunt convinsă că nu ați auzit până acum și care cred că merită să fie luată în considerare. Așadar, cei care v-ați abonat, vă mulțumesc pentru această încredere, stați pe aproape. Și cei care nu v-ați abonat încă, sper să reveniți și să găsiți lucruri interesante pe canalul Tarotela. Dragii mei, am zis în titlu că aș vrea în acest video să vedem exact ce simte o anumită persoană și ce arată în public. Și pentru asta m-am tot gândit cum să fac, să am două seturi de cărți. N-am foarte multe, deși totuși cu ajutorul unor donații pe care le-am primit prin PayPal am reușit să mai împrospătez. Sper să împrospătez și în anul care vine. Aș vrea să fiți atenți un pic și pe urmă vă las să priviți de la distanță. Prima variantă, vedeți voi cum asociați alegerile, pentru că le asociați după criteriile voastre. Primul set sau prima variantă, numărul 1, are acest cristal alb, da? Cuarț alb. Vedeți? Poate a trebuit mai la distanță. Așa am considerat necesar. Și cele două seturi de cărți. Vă uitați, nu, eu nu vă explic de ce le-am pus, voi vă uitați la seturi și vă gândiți. Al doilea este chiar aici în față, pentru că e o diferență, vedeți, unul e mai mic, unul chiar e mai mititel decât restul și celălalt e mai mare decât restul. Dar, ca și piatră, aveți această piatră verde, dacă aceasta vă spune ceva, și cele două seturi de tarot. Vă uitați bine, meditați la ele, nu alegeți așa în pripă, ca pe urmă să ziceți că nu a rezonat. Încercați să simțiți, să vă ancorați în niște culori, în niște simboluri, în ceva, în cuvinte, în ceva, în imagini, da? Apoi numărul 3, acvamarinul. Și am zis că la acvamarin dă foarte bine, da? Cele două seturi de cărți care ambele au albastru. Ambele au albastru. Așadar. Da? Numărul 1, ați văzut mai devreme. Haideți să iau o imagine de sus, așa. Așa, cred că așa este mult mai bine, da? Vă puneți pauză și vă alegeți. O să mai folosesc și alte cărți. Ia să pun eu frumos. Așa. Sper să nu mă încurc în cărți. Dar, cu răbdare. A, nu știu dacă ați văzut, am și două lumânărele. Două flăcări, da? Că tot vorbim despre două persoane, da. De fapt, nu vorbim despre două persoane, vorbim despre o persoană în relație cu o altă persoană, da? Și de ce se comportă într-un anume fel. Sper să nu pice, da? Dragile mele, cărțuri. Așa am simțit că unele dau bine împreună. Ca și o relație, normal, ca să meargă bine, cei doi trebuie să dea bine într-un fel, într-un anume fel, să dea bine împreună. Hai să vedem. Numărul 1. Îmi place în cărțile. Ce simt? O să mai am eventual și un set de cărți pentru sfat. Vedem. Ce simt pentru voi, de fapt, aceste persoane. În capătul setului de cărți, în timp ce am amestecat, a apărut îndrăgostiții. Trebuie să aleagă între voi și altă persoană, dar sunt îndrăgostiți de voi. Și cavalerul de spirale, cuceritorii, ar vrea să vină să vă cucerească cu faetonul. Rămâne de văzut când o va face, pentru că una e ce simte și alta e ce arată și cum acționează. Dar acum aș vrea să vedem. Rămâne de văzut dacă arătatul are legătură și cu acțiunea sau nu.
Interesant. Ce a apărut? Cinci de spirale. Lăsăm? Lăsăm. Hai, ce simte pentru voi acest personaj? Numărul 1. Ce simte pentru voi? Cum ar veni? Ce simte pentru voi acest personaj? Haide, arată-ne ce simți pentru cei care se gândesc la tine. Uite, regele de foc. Cinci de foc și regele de foc. În continuare. Nu uitați îndrăgostiții, că nu degeaba. Ia uite, magiciană. Ce simt? Acum să clarificăm. Șapte de pământ trebuie să aștepte, să gândesc, încearcă să fie precauți. Dar este o luptă interioară între ei și alte persoane simt. Pasiunea lor pentru voi este trează. Am senzația că unii dintre voi cu acest unul și cu faptul că ați ales un set care se numește Moartea și are numărul 13, relația dintre voi ori e în transformare, ori s-a încheiat. Și probabil, mai mult ca sigur, interesant, altul cu alte cuvinte, nu neapărat altas. Și își doresc să manifeste ceva nou. În continuare, clarificăm. Se simt abandonați, chiar dacă voi credeți că v-au abandonat ei pe voi, dar și ei se simt abandonați în această situație în care sunt. Conflictul este să înceapă ceva nou, ceva stabil, pentru că acești oameni sunt foarte foarte serioși. În momentul în care vor să facă un lucru, sunt dispuși, după cum vedeți, 5 de foc și asul de monede, sunt dispuși să lupte pentru acest început, pentru manifestare concretă. Opa! Aici iar diavolul, interesant, diavolul cu regele de bâte, e aproape obsesie, atracție fatală din punct de vedere energetic, chiar dacă există stagnare. Și aceasta datorită faptului că trebuie să aleagă doi de monede. În continuare, clarificăm și magicianul. Clarificăm și magicianul. Am făcut până acum voi cealaltă persoană, dar chestiunea asta, doar ceea ce simt și cum acționează, am integrat-o în anumite etalări. Unele mai recente, altele mai vechi. Sunt cam multe. Însă le lăsăm că arată interesant. Wow, arată foarte interesant. Toate acestea patru clarifică magicianul. Deci am mai integrat ce simte, ce gândește, cum acționează, ce e frică, de ce e teamă, dar știți? Ce frumos! Dar am vrut să ne concentrăm pe cele două aspecte, pentru că știți, este foarte diferit ce simte este luna și ce acționează sau cum acționează și cum ce arată este casa a 10-a publicului sau martele pe care l-au ei, în fine, sau alte aspecte ale voastre sau pur și simplu situația. Ce e foarte interesant, foarte frumos, nu vedeți. E o dragoste care năvălește, vrea să năvălească înspre voi. Deja acolo, în partea cealaltă, dacă sunteți separați, interesant că văd o separare, dacă sunteți separați în lumea lor, în care sunt acolo, au atâtea emoții încât se scufundă în ele. Noroc că mai au un pic de foc, da? Și mai reușesc un pic destul de mult, destul de multă pasiune și această pasiune, să zic, echilibrează natura emoțională acestei relații. Dar după cum am spus, în timp ce am pregătit cărțile, este un conflict interior, este. Dar nu atât de mult, cât se pare că, așa simt, au de luptat cu foarte multe situații, persoane în jurul lor, care ar fi posibil atacator, posibil blocaje către în manifestarea acestei iubiri pe care o simt față de voi. Este o iubire și iubirea aceasta, iubirea, că am văzut asul de cupe și am vorbit de îndrăgostiții, da?
Ce frumos, interesant. Ce frumos. Ia uitați, îndrăgostiții, temperanța și asul de cupe. Temperanța înseamnă că dacă a fost separare, a fost necesară ca să vă vindecați și să creșteți. Ei sau voi sau ambii, de fapt, nu că sau. Și, de fapt, și voi și ei. Acum, poate nu o să fi toți separați, dar o transformare se întâmplă destul de intensă în această perioadă. Asta nu cred că le mai folosesc cărțile acestea, că deja sunt suficiente. Din punct de vedere sexual, am spus, sunt teribil de atrași de voi. Poate, nu că poate, chiar au o oarecare obsesie. Dar poate că au și o obsesie pentru sex în general, o dependență pentru sex, pentru aventură, pentru relații de scurtă durată și bazate pe atracție fizică, aceea să facă parte din dependența lor, codependența lor, care i-a ținut departe și i-a obligat într-un fel sau altul să crească spiritual, să se vindece în primul rând, cât de cât, și să crească spiritual, ca să poată manifesta și latura emoțională, da? Nu doar pasională. Și această dorință care devine foarte... care crește din ce în ce mai mult, de a crea ceva stabil de lungă durată. Nu știu de ce, dar probabil care... Știți, ați auzit de trovanți, da? Pietrele acelea care cresc, pietrele acelea rotunde în general. Bine, asta nu e o piatră rotundă, dar și trovanții la un moment dat se unesc, cresc și se unesc și își deformează oarecum forma aceea sferică și ajung să aibă altfel de forme mult mai creative. Dar sunt niște pietre care cresc. Foarte, foarte interesant să citiți despre așa ceva. Acum mi-am adus aminte de acel trovant. Da? Este o dragoste care se vrea stabilă și să iasă în evidență. Acest personaj vrea să creeze ceva special cu voi și să iasă în evidență acea creație. Ce simte? Simte că este oarecum fermecat. Că este fermecat, da, din această adicție pentru sex, pentru distracții, pentru aventură, măcăneală. Da, poate au avut și tendința să vorbească mult, să stea cu anumite persoane. Ai, ce drăguți! Anumite persoane, doar de dragul de a trece timpul. Da, da. Ideea este că ei se transformă, spun asta pentru că apare și psihe, da, lumea. Posibil să fie și o distanță mare între voi, foarte posibil. Și, repet, în acea dimensiune, în acea realitate, emoțiile să se tot adune cu fiecare lacrimă, cu fiecare ploaie, cu fiecare oftat, se adună în acel ocean și simt nevoia să vină spre voi. Nu știu de ce simt că vor veni ca un tsunami. Acum, am spus magicianul, această senzație de magie este într-adevăr un sentiment nou. Își descoperă sufletul în preajma voastră și au descoperit sufletul. Este ca și când iar fiara aceasta, pasiunea aceasta descoperă că are emoții și că vrea să... Tigrul este un animal foarte fain despre care o să vorbesc în curând în acest an se va întâmpla ceva clar. Este anul tigrului. Se va întâmpla ceva, se va întâmpla această transformare, acest sentiment de magie îi determină să, nu doar să rămână în magie, ci să învețe să manifeste. Poate că amândoi sunteți manifestori, amândoi aveți un grad, un farmec aparte, amândoi știți să manifestați lucrurile, dar împreună ceva spectaculos ar putea să se întâmple. Dacă vă folosiți în mod echilibrat în energiile, și nu zic că ar putea și că va fi, cam la aceste lucruri se gândește și simte, le intuiește în sensul acesta, acest personaj, când se gândește la voi. Simte că și-a găsit sufletul pereche. Simte că, da, vă oglindiți unul în celălalt.
Dar ce este foarte interesant, fiți atenți, tristețea voastră se oglindește și în sufletul lor și tristețea lor se o simți și voi. Așadar, fiți foarte atenți în acest fel de relație, pentru că dacă nu sunteți într-o energie benefică în care acționați în bine, cu speranță și să vă atrageți armonia în jur, nici ei nu vor acționa în acest fel înspre voi. Adică dacă sunteți și voi într-o energie în care sunteți supărați pe ei, nu vreți să iertați sau acționați conform unor tendințe negative pe care toți le avem, mai mult sau mai puțin, acest personaj va oglindi nu doar emoțiile, dar și acțiunile într-o formă sau alta. Însă, pentru unii, este o poveste la distanță, este o poveste care urmează să se manifeste într-un mod neașteptat, dar plin de romantism, de echilibru, de reciprocitate, va fi reciprocitate, asta își dorește, de emoții sănătoase și dorința de a crea ceva durabil. Haideți să vedem. Hai să ne vedem altfel, ce mai simt. Am zis că folosesc și alte de cărți. Ce simte? Când se gândește la voi și nu sunteți în preajmă, da? Tigrul! Mai! Poate unii dintre voi sunteți în anul tigrului, ori ei, ori voi, dar interesant că anul tigrului este 2022 și clar, niște lucruri se vor manifesta. Am spus că și ei manifestă și au curaj, sunt determinați. Regele de bâte nu este un personaj chiar atât, adică nu este doar simpatic, cuceritor, aventuros, pasional, pătimaș, gelos, nu doar atât. Este și un personaj care este apt să cucerească și inclusiv să cucerească, eu știu, subiectul pe care și l-a propus să-l cucerească. Și este și genul care, dacă e nevoie, e pregătit să folosească și forța fizică. Adică să se bată cu, eu știu, fosta voastră sau, în fine, sau cu alți dușmani. Invidioși, poate că nu cu fostul, dacă totuși aveți relații frumoase, armonioase cu trecutul vostru și nu permiteți asemenea acte aberante. Dar, dacă aveți un fost gelos, să zic, pentru că aici apare și un fost, poate să fie și fosta lor sau fosta lor și fostul sau fosta voastră. Și atunci, acești oameni sunt dispuși să se lupte și cu trecutul vostru. Dacă aveți o problemă cu trecutul, n-ați rezolvat-o și vă deranjează într-un mod agresiv, și cu trecutul lor. Pentru că e foarte posibil, acum simt, acum am primit mesajul, acum îl transmit, să aibă într-adevăr în preajmă niște persoane din trecut foarte toxice, o relație în trecut foarte toxică, dar, repet, cu care sunt dispuși să se lupte. Și poate nu, știți că nu-i frumos un bărbat să bată o femeie, clar. Deja intră într-o energie toxică. Dar în ce sens că este dispus să folosească forța fizică? Să găsească variante vizibile în care își creează niște bariere de protecție, în care efectiv blochează acțiunile acelei persoane toxice. Le blochează la modul fizic. Nu mai ai acces la apartamentul meu, ceva de genul ăsta, așa mi-a venit ideea. Sau dacă faci cu tare pas înspre persoana iubită, vei avea de suferit niște consecințele acțiunilor tale aberante, negative, intoxicante. Nu mă așteptam să povestesc despre aceste lucruri, dar acest personaj este foarte, foarte determinat, da? Și, ia uite, are în spate, într-adevăr, niște energii negative. Vulturul e o energie, e cineva care probabil i-a manipulat sau niște situații negative. Poate unii știți, poate alții nu știți. Haideți să vedem în exterior. Vai, cred că o să fie destul de lungă etalarea asta. Nu știu că mi-am încărcat telefonul. Cum acționează? Am zis ce simt și cum acționează. Cum acționează numărul 1? O carte, 2, 3, 6, ne trebuie, de fapt, cu clarificator cu tot. Cum acționează numărul 3?
am uitat să vă spun, dacă nu credeți că eu amestec și că cineva ar putea să amestece vreun robot, nu. Dacă nu, dacă așteptați să vedeți voi în față cum amestec cărțile, vă rog frumos, scutiți-mă de comentarii de astea, căutați în altă parte dacă nu aveți încredere. Dacă aveți încredere, ascultați cu sufletul deschis pentru că aveți de primit niște mesaje importante. Am uitat să zic asta. De-abia fac cărțile, probabil că într-adevăr sunteți separați, e o distanță cu lumea, e o distanță destul de mare pentru unii, sau un capitol s-a încheiat cu moartea, da? Moartea și lumea, și asta reflectă totuși că magicianul este o dorință intensă de a nu încheia povestea, tocmai din cauza acestor emoții foarte puternice. Cavalerul de bâte, da? Regele și cavalerul, da, interesant. Ei în sine lor sunt cavaleri, sunt regi, da? Au o latură foarte... Interesant, dar poate între timp mai vin și cărțile. Au o latură foarte regală, nobilă, au un suflet nobil. Că știți că nu știți, dacă vă lăsați induși de, în eroare de aparențe, s-ar putea să nu-i cunoașteți niciodată. Deci au un aspect foarte combativ, cu care nimeni nu se joacă. Au o intuiție excepțională. A venit două cărți așa pe orizontal. Cinci de cupe. Și asta ce este? Cinci de bâte. Interesant. Cinci de bâte. A picat cutia. Revine. A picat cutia. Revine, dar cinci de cupe și cinci de bâte. Însă cinci de bâte, foarte interesant, imediat o să vă povestesc, a venit invers. Însă, în interior este în poziție normală. Imediat vă zic. Cavalerul de bâte, am spus, este un cuceritor. Este acel playboy, acea persoană simpatică, sociabilă, poate, și dispusă la aventuri. Nu toți pot să fie dispuși la aventuri, dar pot să aibă o natură foarte simpatică, care atrage atenția, care atrage mulți admiratori. Ia să vedem. Se zice de cupe. Da. Se arată foarte fericit cu anumite persoane, în preajma anumitor persoane în public. 10 de cupe și cavalerul de bâte. Poate că... De ce simt nevoia să spun? O să îmi povestiți voi. Dacă le știți, le știți suficient de bine și le știți, eu știu să zic, blogul, Facebook-ul, whatever, se arată în public fericiți cu diferite cucerieri, feminine, masculine, ce-or mai fi ele. Sau fericiți făcând anumite acțiuni neapărat, că poate, repet, nu vă luați după aparență, dragii mei. Posibil să se arate fericiți călătorind. Cavalerul de bâte călătorește, explorează zone, are diverse activități, se duce la petreceri cu prietenii. E foarte fain, e simpatic, râde, glumește, da? Se arată fericit în anumite contexte. 10 de cupe poate să fie și o relație fericită cu acest ex, da? Poate să se arate în public foarte fericit cu fostul, cu fosta sau cu actuala sau actualul care este toxic, relația karmică, dar, de fapt, altceva să fie. Ce? Cavalerul de monede. 5 de cupe. Imediat vă povestesc. Ce este? Cinci de cupe, interesant. Cinci de cupe a venit un pic într-o parte. Dacă ambele au venit într-o parte, dar îmi place mișcarea. Pentru că asta arată că acest personaj a regretat. I-a fost foarte dor de voi. Dar, repet, nu a arătat. Da? Nu a arătat cinci de cupe. Nu a arătat că regretă, a arătat că își urmează cursul său public. Cavalerul de monede este un personaj care are un scop în viață. Scopul său este să clădească o poziție socială, financiară, profesională, de durată. Da? Merge către regina și regele de monede. Probabil că în public sau față de voi, neapărat în public, față de voi, acest personaj vine foarte greu. Foarte greu pentru că cinci de cupe, interesant...
Dar după cum vedeți și voi, nici vouă nu vă arată și poate nici în public. A venit așa pe orizontal 5 de cupe. Are un sentiment de regret. Poate că îi simțiți interesant cum vine mesajul. Chiar dacă se arată așa zis fericit, cu ceritor, cu prieten în jur, o, da, poate îi simțiți în privire o tristețe. Poate zâmbetul nu poate să pară la un fake smile, un zâmbet natural din cauza acestui sentiment de regret, tristețe. 5 de cupe este o tristețe mare. Un dor mare, pe care îl dorește rezolvat în timp, cavalerul de monede. Eventual unii încearcă să uite de acest dor, de aceste regrete, de această stare de vină, concentrându-se pe construcția lor profesională, financiară. Nu știu ceva să... După cum vedeți la capitolul public, asta e invers, vin mai greu. Ce e aici? 8 de monede. 8 de monede și 5 de bâte invers. 5 de bâte invers înseamnă un personaj care încearcă să pară, aici este o aparență, da? Să pară stabil, să pară chiar fericit. Și care nu se implică. Interesant că și 8 de monede înseamnă implicare, da? Muncă practică. Și 5 de bâte, acea determinare, cum am spus mai devreme, de a se bate cu dușmanii, cu concurența, cu oricine stă în calea sa ca să obțină victoria. Dar foarte, foarte interesant, zic eu, este că, ia uite, puterea se luptă în sinea lor, este că în public sau în fața voastră, variază, evident, publicul una, în fața voastră e alta, dar vedeți cum se așează cărțile și mesajele, acest personaj pare pasiv, aș spune, da, pasiv este cuvântul. Pasiv, agresiv pasiv, știți că este o tipologie în psihologie. Care, dacă sunteți totuși oameni de acțiune, ei sunt de acțiune, sunt de foarte mare acțiune, și posibil și voi să fiți, că sunteți suflete perechi, nu? Și vă asemănați. Până la urmă, îndrăgostiții sunt amândoi și în echilibru înăuntru și împreună. De aia zic că nu înseamnă că unul e pasiv și altul e agresiv. Nu, asta este dezechilibru. Asta este karma. Asta înseamnă narcisist versus victimă. Nu. În preajma voastră sau față de voi... par pasivi, dar nu vă lăsați păcăliți că există o determinare foarte subtilă în a veni spre voi. Chiar dacă, repet, se concentrează pe muncă, lucrează în grădina lor sau unii au uneori tendința să se concentreze prea mult pe bani, tocmai ca să uite că ar trebui să acționeze înspre voi, că ar trebui să rezolve problema aceasta a vinovăției, a abandonului, a tristeței și a dorurilor și să acționeze conform simțurilor și sentimentelor pe care le au. Dar, interesant, aici este, vai, cum a venit un mesaj. La capătul setului, imediat vă zic. 4 de cupe, interesant, 4 de cupe, iar. E o ocazie pierdută de a fi împreună. De-aia a fost probabil separare, ceva s-a întâmplat sau se transformă. Da? Că tot am văzut 4 de bâte și 4 de cupe. Regretă că nu s-au întâlnit cu voi. Sunt lucruri pe care nu le știe nimeni. Dar se luptă în subconștientul lor cu o latură impulsivă și fizică versus această transformare prin care trebuie să treacă, dacă psihe se transformă. Interesant, aici este Eros prin regele sau cavalerul de bâte, este Eros și psihe, da? Sufletul lor se transformă în preajma voastră sau prin această întâlnire care a fost, da? Sufletul lor se transformă. Dar ce mai simt?
nu știu dacă ați sesizat o tăcere. Eu tot am vorbit acum că sunt două... Câte sunt aici în public? Le păstrez? Le păstrez, ok. Sunt două aspecte, vreau să spun, sau două tendințe în această poveste, să zic, sau manifestare publică. Am spus, la un moment dat, vor veni ca un tsunami înspre voi să vă cucerească, pentru că sunt determinați. Și am spus, 5 de cupe a venit pe orizontal și 5 de bâte tot pe orizontal. Asta înseamnă că vor să schimbe. Chiar dacă până acum, nu au muncit, nu s-au implicat, au încercat să-și controleze, să zic, sau să nu arate aceste doruri, aceste regrete, simt că acest cavaler de bâte și 10 de cupe se va manifesta, dar nu față de ceilalți, ci față de voi, în momentul în care vor vrea, vor considera că e momentul potrivit să vină și să vă cucerească. Pentru că 10 de cupe copleșește cu emoțiile pe care le au. De fapt, sunt două persoane copleșite de emoții din cauza acestei atracții fizice care există între cei doi. Și atunci, sunt două manifestări publice, una a trecutului și una a unui viitor. Numai Dumnezeu știe. Nu stau să prezic și data. Ar fi chiar culmea, pentru că aceea ar varia în funcție de om. De este că e o luptă și vor să lupte și pentru voi, dar e o luptă, repet, și în sinea lor, cum am zis chiar de la început, dar care se va manifesta și în prezent, în public. Când? Variază de la om la om. Interesant este că dacă nu vedeți că este acest tigru, această pasiune, voi vedeți natura cuceritoare, poate comunică frumos, poate cântă, interesant, cu această privighetoare, posibil să cânte. Că sunt cărți care arată, da, magicianul, regele de bâte și cavalerul de bâte, care arată un personaj care are abilități sau talente, tot are, da? De a vorbi în public, oratorice, sau de a cuceri publicul prin natura sa creativă. Probabil că o voce frumoasă, cântă, însă există și în public sau în public sau în felul în care se manifestă față de voi, poate știți, poate nu știți. Vă și urmăresc cu această bufniță. Vă și urmăresc. Sunt și... Au momente când pot să intimideze pe cei din jur. Deci sunt și simpatici, dar dacă ceva se întâmplă, sunt oameni de acțiune, am spus, și intimidează uneori. Și au și o inteligență foarte, foarte... specială, intuiție specială, am zis de la început, intuiție, inteligență, cam merg mână-mână, nu poți să fii inteligent, adică poți să fii inteligent afară intuiție, dar să ai intuiție și să nu fii inteligent, cam greu. În public, în continuare, și față de voi, au această latură pământeană, încearcă să creeze ceva, o rețea. Repet, poate nu o vedeți voi, dar ei, în felul în care acționează, își creează o rețea. Interesant cum vine mesajul, în care veți pica, vă vor atrage pupici cu sclipici sau cu lipici, probabil când vă vor săruta, o să picați în plasă. De ce ați primit acest mesaj, nu știu, dar asta e, a venit. În momentul în care vă veți săruta, vă veți întâlni, veți pica în plasă. Nu veți mai ieși de acolo. Deci în acest moment ei creează rețeaua. Uh-huh.
Sunt strategi. Observă, vă observă pe voi, vă observă obiceiuri, eventual pe unde vă duceți, ce face, că asta face, nu e un prădător. Da, și uitați, e un prădător și aici, aici. Foarte interesant mesaj. Pe de altă parte, au și o rețea, pentru că aici este regina de monede care creează valori. Dacă sunt cântăreți, dacă sunt oratori, dacă sunt persoane publice, mai mult sau mai puțin, au o rețea de care trebuie să se ocupe, un Facebook, un blog, un YouTube, ceva de care trebuie să se ocupe. Apoi, ce mai este? Își construiesc, am zis, cavalerul de monede merge către regina de monede. Aceasta e a 13-a carte din seria de pământ. Își construiesc o rețea, adică o serie de oameni, de colaboratori, de prieteni pe care se pot baza în creșterea lor financiară. Se asigură că sunt prieteni și cu, dau un exemplu așa ca să până amestec eu sfatul, că sunt prieteni și cu cei de la fisc și cu cei de la alimentar în cazul în care, eu știu ce, criză alimentară se arată să-și facă rost de produse, adică cu alte cuvinte să aibă tot ce le trebuie cu regina de monede. Am dat un exemplu ce înseamnă rețea în sensul acesta. Să fie prieteni și cu cei de la bloc, care pot să le furnizeze informații despre voi sau despre eu știu mai cine ce. Interesant. Ce mesaj au venit? Am zis să nu las așa etalarea în coadă de pește. Reveal what needs to be seen. Probabil. Vedeți care o fi. În primul rând, onorați-vă sentimentele, recunoașteți că aveți niște sentimente față de ei. Și voi, eu cred că este valabil pentru că vă oglindiți, da? Am văzut suflete perechi. Și voi și ei trebuie să depășiți niște blocaje. De ce nu se manifestă această relație? Pentru că există o energie toxică și a voastră și a lor, care trebuie rezolvată, da? Niște blocaje, una la mână, și apoi, când va fi, sau poate, până să fie, ca să le dați acele semnale, dacă vă permite situația, arătați-le ceea ce trebuie să fie văzut. Astea, voi știți mai bine ce ar putea să însemne. Voi meditați la aceste sfaturi, pentru că variază în funcție de om. Dacă vrei să iertați, nu vrei să iertați, da, și acest personaj va veni să vă cucerească mai devreme sau mai târziu. Va rezolva și el, am zis că e o oglindire, da? Și el și ea vor rezolva blocajele, își vor recunoaște cu sinceritate față de ei, da? Sentimentele profunde pe care le au. Și tocmai ca să le onoreze, vor acționa conform sentimentelor, nu a rațiunii sau unor dependențe de bani. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Și mie mi s-a părut foarte interesantă etalarea. Acum, o să-mi strâng cărțile și trec la următorul număr. Ce ar mai fi de spus? Da, că sufletul lor s-a transformat de când vă cunosc. Sufletul lor s-a transformat și toate situațiile neplăcute, separarea, ce-o fi fost între voi, trebuiau să se întâmple tocmai ca să se transforme sufletul lor. Acum, hai să vorbesc despre, da, numărul, între timp am fost și la alte cărți, numărul 2, cei care ați ales această piatră verde și cele două seturi de cărți, unul mare, unul mic, mai mult sau mai puțin trebuie să fie diferență între voi. Dar unul dintre voi este foarte, foarte intuitiv, extrem de intuitiv și vă spun chiar de la început că acest personaj a început să studieze tarotul sau să caute la, eu știu, anumite persoane care studiază tarotul ca să-și înțeleagă și emoțiile și atracția și pe voi. Se vede clar din setul de cărți, din cutie. Acum. În sinea lor simt multe, multe emoții. E o lună plină. De la luna plină, în general, sunt emoțiile exacerbate, da? Sunt copleșitoare. Dar, ha, ce interesant.
Se simt mai bun în preajma voastră, pentru unii e un mesaj. Se simt mai bun în preajma voastră? Probabil. Le aduceți poate la nivel fizic simt această atracție teribilă ca niște scântei care riscă să ia foc. Dar mai văd altceva. Văd că au speranță, încep să creadă și în ei, și în destin, și în voi. Diferite tipuri de credință, da, se manifestă. Hai să vedem. Numărul 2. Ce simt față de voi? Ce simt față de voi? Repet, nu pot amesteca în fața voastră. Cine nu are încredere, să nu mai asculte. Eu nu stau să perii orgoliu celor care n-au așa încredere. Trebuie să mă preoteasă. Cum a venit? 8 de cupe, wow. 8 de foc. 5 de monede. Mai am zis de stea, la capătul setului de cărți steaua. Și marele preot, nu poate că e căsătorit, dar trecând peste această posibilitate, poate să fie și o oarecare distanță între voi. Vă văd ca niște stele, ca un personaj care îi ghidează în viață și care mai este mesajul cu marele preot și steaua și cu marea preoteasă și tarotul, probabil că sunteți profesorilor spirituali sau și vă ocupați de astrologie, de tarot, de vindecare alternativă, de, eu știu, coaching, life coaching, whatever, știți ce faceți. Ce mai fi? Extraordinar, a apărut steaua. Am văzut și 4 de pământ, da, 4 de pământ, care e de obicei mai închis. Dar în preajma voastră nu pot să fie închiși, nu pot, pentru mult timp. Extraordinar, 2 de cupe. Asta simt față de voi și unde o iau de spânzuratul? Învață să aibă credință, o nouă perspectivă despre viață, despre dragoste, despre relații. Marele preot interesant, da? Și cu 7 de aer. S-au mințit. Încep să simtă că s-au mințit, că n-au văzut clar relațiile pe care le-au avut, inclusiv pe a voastră inițial, dar în mod special relațiile anterioare nu le-au văzut clar. Poate că unii dintre ei au avut tendința din cauza unei educații pe care au primit-o, posibil tradiționale, sau au avut tendința să se sacrifice în relații. Și posibil unii dintre voi ați simțit această tendință că au sacrificat relația față de voi pentru acele tradiții, pentru căsătorie, pentru bani, pentru alte contracte. Dar, repet, voi sunteți profesorilor spirituali și învățați credința, aveți atâtea cărți care arată că învățați credința, învățați să creadă în destin, să creadă în suflete predestinate, să se conecteze la intuiția lor și, dragii mei, este un mister. Sunteți un mister. O persoană magică, o persoană cu puteri paranormale. Și, în primul rând, cea mai ciudată, să zic, din perspectiva lor putere, este faptul că în preajma voastră simt senzația că sunteți predestinați, simt și o bucurie, dar trecând peste acea bucurie, simt speranță, simt că îi scoateți, interesant cum văd, ceva crește în ei. În sufletul lor, se crapă o construcție, nu e turnul, e altfel, se crapă o construcție veche, să zic, ca și când ar fi crescut într-un mod rigid, e un pom aproape uscat din care iese un lăstar, iese din sufletul lor un nou pom, de ca și când
până acum au trăit o proiecție, interesant, și acum se nasc în preajma voastră, în acest mister și în această dragoste misterioasă. Ideea este că 8 de cupe invers nu se poate detașa. Nu se poate detașa de voi. Acest personaj se gândește tot timpul cu steaua. Se gândește în mod special. Noaptea își, probabil că, dacă nu s-au rugat, probabil că au început să învețe să se roage. Dar nu au arătat. Și nu arată, că de-aia am zis, e o latură ascunsă și una publică. Ideea este că înțeleg că s-au mințit, încep să înțeleagă că s-au mințit în celelalte relații și că au fugit de dragoste și că fug de dragoste. Încep și ei să-și dea seama că dacă nu sunteți împreună sau vă întâlniți foarte rar și nu comunicați suficient de clar, este și din cauza că ei fug de dragoste. 8 de foc invers arată că deocamdată nu sunt pregătiți să vină înspre voi să comunice. Sunt defensivi. Dar simt că vă conectați telepatic. Am zis, aveți cărți care arată conexiune telepatică și imposibilitatea de a se detașa. Deci aici este magia. Măi, ce se întâmplă? De ce mă gândesc tot timpul la acest personaj, la voi? Adică, ce se întâmplă? Mi-apare în vis. Da, poate că au și vise. Vă văd față, așa. Știți cum e, da? Să ai senzația că e omul lângă tine, e o anumită persoană lângă tine. Și stai de vorbă în singurătate cu acel personaj de ca și când ar fi lângă tine. Haideți că toată lumea trece prin așa ceva. Nu-i fi doar eu care trec prin asemenea stări, nu? Se simt părăsiți. Dacă nu comunicați, se simt abandonați. Și... Ce mai simt? Undeva în sufletul lor au acest sentiment de abandon, este mai vechi. Nu este de când v-au întâlnit, nu este de când v-ați despărțit. Este mult mai vechi acest sentiment. Probabil că au mai fost abandonați de-a lungul timpului. Și știți cum e? Cei care au fost abandonați de-a lungul timpului preferă să plece primii, ca să nu riște să fie abandonați iar. Asta e tot trandafirile. Și cu alte cuvinte, efectiv își creează premisa abandonului singuri. Ia uite pe unul. Ce simt? Ce simt față de voi? Wow! Aceste emoții nu doar înalte, dar sunt și emoții foarte acaparante. Simt că sunt atrași de voi, da? Ca niște tentacule. Așa e, e o magie. Am impresia uneori că probabil ați făcut ceva dacă voi vă ocupați de tarot astrologie și închipui că le-ați făcut vreo vrajă. Sau nu înțeleg. Această atracție și fizică, obsedantă, dar și energetică, emoțională, conexiune emoțională. Simt că se naște o altă persoană în ei de când v-ați cunoscut, de când au intrat în aura voastră. Vă urmăresc și vor veni la un moment dat. Cum arată cărțile, vor veni într-un mod neașteptat, cu viteză, să vă cucerească și să exprime toată această pasiune. E o pasiune arzătoare, 9 și 10 de foc, în ideea că vor să se și implice. Vor să se și implice. Când se va întâmpla asta? Nu știu. Nu stau să prezic data. Însă se va întâmpla. Toate aceste emoții și, în primul rând, foarte multe emoții, dar și atracție, îi consumă. Din acest motiv, posibil nu,
nu dorm bine noaptea și preferă să se gândească, să mediteze, să-și pună această dorință că mă voi întâlni cândva. Ne vom mai întâlni cândva. Sau poate vă întâlniți des. Dar nu așa cum v-ați dorit două suflete perechi, da? Ce mai simt față de voi? Pentru că sunteți două suflete perechi. Eu simt că amândoi sunteți cuceritori, amândoi atrageți atenția. Este o notă de noblețe. În vibrația amândurora. Dar nevăzută, este ascunsă. Dacă spuneți, vă rog frumos, nu mai scrieți comentarii că este un mit, că este nu știu cum. Nu. Dacă ascultați asemenea oameni, nu are rost să mai ascultați. Nu are rost să mai ascultați, vă zic. Deci există o notă de noblețe, de regalitate. În ceea ce simt și față de voi și, da, că e față de voi. Ori vă văd ca pe niște persoane foarte, afară de magice și cu calități paranormale și foarte subtile, foarte inteligente, dar vă văd ca niște persoane regale, cu un fel de a fi care atrage atenția multora. Dar, repet, și ei, aha, am înțeles. Scuzați, sunt niște copii, dacă îi auziți, sunt niște copii pe la ușă. Și ei simt că în preajma voastră atrag atenția, am înțeles, că împreună veți atrage atenția multor persoane. Asta înseamnă că va trebui să se lupte. Rămâne de văzut. Totuși, se vede o persoană determinată. Undeva, cred că nici ei n-au descoperit în totalitate aceste calități ale lor, da? Este un alfa, aici este un personaj alfa. Ori îl descoperă acum în preajma voastră, ori îl au și voi nu-l vedeți. Este un personaj care se implică total cu Camila, da? Își asumă responsabilități pe termen lung. Dar poate să meargă și încet și să ducă în spinare mult, poate să meargă și cu viteză, da? Și să atace când nu vă așteptați. Cu viteză șocantă, să zic. Și altă dată poți să stea și să vă urmărească, să vă fixeze, să vă hipnotizeze eventual. Deci au și eu o latură, că toți sunteți suflete perechi, da? Vă asemănați în multe privințe. Conștientizați sau nu conștientizați aceste lucruri pe care le-am spus, este problema voastră. Interesant, ați ales un set de cărți căruia i-am atribuit această piatră verde. Probabil, eu zic probabil, dar este mai mult ca sigur că chakra inimii trebuie să se deschidă, trebuie să vă vindecați. Ce apare aici? Judecata, dorința să renască. Iar și între voi s-a încheiat ceva și trebuie transformat, renăscut o situație, trebuie să vorbiți, să vă ascultați unul pe celălalt. Deci chakra inimii, și a voastră și a lor, dar cred că mai mult a lor. Cred că mai mult a lor trebuie vindecată de niște traume, de acest sentiment de abandon, de această senzație că ei nu merită așa ceva. Cum? 5 de monede să stea lângă o stea, lângă o mare preoteasă? Cum se poate? Și e interesant că în această carte, la 2 de cupe, aveți doi peștișori asemănători cu zodia peștilor, da? Unul merge în sus, altul... Interesant și acesta tot în sus, dar e mai jos. Probabil ei se simt undeva aici și voi sunteți în sus foarte hotărâți. Ei de-abia... Aha, mersi. Deci de-abia acum încep să urce în sus. Într-un fel sau altul.
Dacă simțiți că nu rezonați cu această etalare, căutați alt număr. Dar unul e mai strălucitor decât celălalt. Și celălalt se simte un pic banal. Și totuși, aici este, am zis că ceva nou se naște în ei. De când v-ați întâlnit sau de când v-ați separat sau eu știu în ce context, ceva nou se naște în ei. Sau poate s-a născut înainte și în acest motiv că s-a născut și că a intrat pe o altă vibrație, ați putut să vă atrage și să vă întâlniți. Ce arată în public. Numărul 2. Da, mă uit așa la cărțile pe care le am în față și îmi dau seama că se simt efectiv fermecați, hipnotizați de voi. Aici a apărut, asta a apărut. Interesant. Bine, asta și alunică, dar interesant a apărut iar spânzuratul. Regina de tot spânzuratul. Apoi asta de monede. De 6, 7. Ha. Și faetul. Probabil acești oameni călătoresc foarte des. V-ați întâlnit într-o situație care implică mașina, călătoria. Bine, evident că poate să fie și trenul, dar, în general, mașina, călătoria într-un context de genul acesta. Întâlnirea bănuiesc că a fost publică. Da? Însă acești oameni au început să viseze la voi. Dacă au, și alte, am zis că și ei, au, și ei sunt simpatici, sunt frumoși, sunt atrăgători, dacă au mai multe opțiuni, dacă oamenii se uită la ei, totuși ei preferă să viseze la voi. Am o carte pentru acest spânzurat și regina de bâte, te rog frumos. Nu, n-au picat. Multe, astea sunt prea multe. Nu sunt prea... Nu? Nu, prea multe. Pare rău. Spânzuratul, te rog frumos. Hai, clarificăm spânzuratul. Astea două. Fantastic, soale și 10 de cupe. Wow! Și apoi, astea la alte. Și cât? Ups. Trei de monede. Se luptă. Deci, iar, de fapt nu iar. Seamănă, dar evident că etalările au și niște puncte comune și numerele, vreau să zic că puncte comune, dar există diferențe. Acest personaj trebuie să aleagă între o persoană din trecut și voi. Acum se luptă. Se luptă și meditează. Meditează că trebuie să închidă un ciclu, într-adevăr, iaute. Poate s-au fixat foarte mult, au responsabilități multe la muncă, s-au fixat foarte mult pe așa ceva, sau muncesc pentru o relație cu multe responsabilități. Și asta epuizează. Acum, în fața voastră fug de această început în material. Au fugit. 7 de spade, au fugit de asul de monede. Rămâne de văzut când se va manifesta. Nu pot să fac o etalare, eu nu fac etalări colective să vă fixez pe o anumită dată, să facă cine o vrea, eu nu fac așa ceva, pentru că eu vreau să fiu, părerea mea este că nu-i corect. Pentru că dacă dau o dată, aceea va fi variabilă pentru fiecare persoană și nu vreau să existe niciun comentariu. Deci asta am stabilit. Ca să știți de ce nu fac așa ceva, nu cred în asemenea date colective. Eu nu cred în date colective, pentru că timpul se manifestă diferit la fiecare persoană, în funcție de sinastria voastră, de tranzitele voastre, de progresiile voastre și în funcție și de progresele și tranzitele și planetele natale ale persoanei cu care aveți de-a face. Deci timpul variază, ca și spațiu, ca și multe alte lucruri. Așadar, acest personaj a fugit, fugit de o realitate, de un potențial, de o valoare. Nu vrea să recunoască încă
faptul că puteți să începeți ceva excepțional împreună, asul de monede. Dar lângă șapte de spade, asta mă arată că fuge de manifestarea în practic a acestui potenții, a acestei relații. Posibil că nu sunt pregătiți. De-aia apar două cărți invers. Opt de foc arată că încă nu pot să vină, opt de cupe arată că nici nu se pot detașa. Dacă e prima oară când s-au îndrăgostit, sau prima oară când încep să aibă vise și reverii față de o persoană, probabil că le place. Probabil că e atât de frumos, atât de ideal, atât de măreț, încât au și nevoie de un timp în care să se lase purtați pe calea visului și a emoțiilor, a gândurilor, până vor intra în acțiune, că sunt totuși oameni de acțiune, am zis. Dar da, încă nu-ți convingi, mai au nevoie de câteva date, informații, ca să se convingă cu totul că sunteți suflete perechi. Simt uneori da, altor nu, că e rațiunea, nu, că e, na, știți cum. De-aia apare și fuga de această valoare. Ce mai apare? Spânzuratul, dar este invers. Dacă sunt niște blocaje în prezent, spânzuratul și regina de mâne, de bute. Trei de cupe, șapte de cupe și aici soarele și zece de cupe. Iar este bine că spânzuratul este în mișcare. Asta înseamnă că își va schimba poziția, e pe cale să iasă din stagnare. Dacă, da, în curând se va schimba și acest personaj în comportamentul față de voi. În primul rând, nu se vor mai dedica, vedeți și aici spânzuratul, nu se vor mai dedica conceptelor tradiționale. Iar apare șapte de aer de două ori. Acest personaj, cred că de-abia acum realizează că s-a mințit în viață. Dar știți cum e, că e dureroasă trezirea, nu-i plăcută. Și dacă ar fi să se trezească, mai este un timp, dragii mei, în care persoana învață ce să facă. Adică, ok, da, am înțeles, m-am păcălit și acum ce trebuie să fac? Acesta este o altă etapă în viața unui om. Ce trebuie să fac? Să înțeleagă ce trebuie să facă și apoi o altă etapă este să acționeze conform înțelepciunii sau înțelegerii la care, eu știu, ideilor la care au ajuns. Dar, repet, în prezent, spânzuratul se mișcă în mișcare și se pare că vine în sus, adică se răstoarnă, adică începe să se elibereze datorită emoțiilor imense, imense, intense, pe care le simt față de voi. Deci oamenii ăștia nu pot să cred că nu jubilează. Dacă nu vedeți că jubilează, înseamnă că n-aveți voi ochi pentru ei, n-aveți intuiție. Și nu pot să cred că n-aveți intuiție. Deci oamenii ăștia sunt, chiar dacă nu sar în sus de bucurie, că poate totuși sunt mai maturi, da, nu pot să sar în sus, dar le vedeți în scânteile, de apropo de scânteie, de stele, le vedeți scânteia în ochi. Le vedeți cum le palpită inima, pulsul la gât. Stai, cum se numește vena aceea, că acum îmi scapă? Artera, da? Acum îmi scapă, da, în fine, da. Să nu intru acum în expresii medicale, da? Îi simțiți că le transpiră mâinile, că poate se, nu știu, rămâne de văzut că dacă se bâlbâie, atunci chiar că încep și fug și se intimidează. Posibil această fugă ești din cauza acestor emoții. Măi, le vedeți? Nu se poate să, probabil că și alții, oamenii care îi cunosc, văd că sunt altfel în preajma voastră. Văd că sunt altfel în preajma voastră. Și iar, e acest sentiment de când sunteți împreună, e totul roz, soare, cald, nu contează că e frig afară, pentru ei e cald. Dacă până să vă întâlnească totul părea gri, acum este roz, au ochelari din aceea roz. Sunt îndrăgostiți.
Mă mir că nu se vede, dar dacă nu vedeți, voi repet. Văd cei din preajmă care îi cunosc. 7 de spade îmi spune că în momentul în care, și acum e într-o schimbare de energie, de vibrație, se trezește, se transformă personajul. 7 de spade îmi spune că dacă până acum a fugit de emoții, de recunoașterea acestor lucruri despre care tocmai am vorbit, vor veni într-un mod neașteptat, tiptil sau hodron-tron brusc, veți trăi și veți vedea, cu o strategie bine pusă la punct ca să manifeste această nouă relație. Uh-huh. E o strategie. Așa sunt ei, mai secretoși. Probabil că face parte din ori din educație, ori din faptul că, ce mai văd eu, că e un personaj gelos, probabil au o soție sau un soț sau un partener, cineva gelos, probabil că pentru unii există și un trei de cupe, un triunghi amoros, pentru care vor trebui să lupte. Dar toate aceste și probabil că, iar aștept confirmările voastre, dacă e un personaj gelos care se simte trădată, posibil cu tendințe narcisiste egoiste, își va dori să se lupte pentru recucerirea acestuia despre care vorbim. Pentru unii dintre voi. Acum, cum acționează? În plus, aceste cărți pot să arate și parte din acțiunile. Da, sunt pe cale să vină și ei să vă cucerească. Să iasă din... dintr-o relație karmică cu personajul acela negativ, negativ narcisist. Egoist. Da? Și să își dorească să se lupte pentru noi, voi, pentru voi. Își doresc să se întâlnească cu voi, își doresc să fie în preajma voastră, pentru că, repet, și voi atrageți atenția cu cericii, se simt interesant. Se simt puternici lângă voi. Îi energizați, le dați energie vitală. Fluid luminos. Dar, repet, sunt niște cărți care îmi sugerează și o persoană egoistă în preajma lor și geloasă, poate chiar o latură a lor egoistă și geloasă, repet, dacă voi atrageți atenția, să fie extrem de geloși. Wow! Uite de ce s-a uitat cu tare la persoana mea. Și asta să scoată alfa, personajul alfa din ei, că e bărbat, că e femeie, nu contează. Dar gelozia, atracția, emoțiile foarte puternice, misterul, sunt multe, da? Da, am înțeles. Sunt și geloși. Dacă unii dintre ei, da, gelozia apare la multe categorii de oameni. Și nu pot să zic că poate și am fost cândva geloasă. Eu zic acum nu mai sunt, dar nu m-am văzut în fața unei anumite situații să văd dacă aș mai fi. Eu tot lucrez la mine de ani de zile. Eu aș spune că nu mai sunt, dar poate că undeva în sinea noastră, chiar și noi cei care lucrăm spre creșterea noastră spirituală, până nu suntem în fața unei anumite categorii de tentație, nu avem de unde să știm dacă într-adevăr am curățat-o sau mai rămas acolo o fărmiță de gelozie, de rușine, de sentimente care nu sunt tocmai grozave. Ah, nu, mai când zis că mai amestec aici. Cum se poartă față de voi și ce simt, cum ce arată. Mai că și cealaltă categorie de cărți. Ce arată față de voi. O etalare faină, zic eu, interesantă, captivantă.
Căscuța zestoasă. Dar nu arată cu carapace astea. Nu arată emoțiile, de vedeți? Simt emoții. 10 de cupe, soarele. Ah, adică acum mi-a venit, simt emoții. Am mai primit un mesaj. Aici sunteți voi în public. Soarele și 10 de cupe. Voi îi face să se simtă liberi într-un anumit fel. Ce-am mai simțit? Da, uneori e bine când se mai întârzi cu o carte, o tragi următoarea și mai vin alte mesaje între timp. Astăzi am mai avut o revelație, de fapt vreo 2-3 momente referitoare la anul care vine, dar o să vă vorbesc atunci. Pentru cine vrea să asculte, evident. Încă sunt într-o stare conflictuală. Pentru că 6 de bute nu e în poziție normală. Încă sunt într-o stare conflictuală, interior, poate și în exterior, au multe de rezolvat. Pentru manifestare, poate să fie o prietenie, 2 de cupe, poate să fie o prietenie. Adică cele două suflete perechi, chiar dacă sunt diferite, chiar dacă sunt, da. Da. Dar foarte diferite. Sunteți persoane speciale, noi. Cu soarele și 10 de cupe, cel puțin nu doar pentru ei, cât și pentru un anumit colectiv, grup. Vedeți lucrurile altfel. Dar dacă ați stat de vorbă cu acest personaj, repet, în preajma voastră simt multe emoții, sunt fericit, sunt amabil, nu știu... V-am zis, poate nu vă iau de în brațe, că dacă e o situație în care nu vă puteți lua în brațe, dar radiază ceva pe fața lor. Sunt amabil, zâmbesc, vă răspund frumos. Și bă, trec chiar în mediul lor, în problemele în care sunt. Nu arată cu carapacea, nu arată și vor veni destul de greu. Vor să arate interesant... Uneori că nu sunt atât de implicați emoțional, chiar dacă sunt politicoși, sunt vibranți, repet, și datorită energiei voastre. Dar au totuși un personaj gelos? Am zis, și ei sunt cuceritori și ei atrag oameni în jur. Dacă nu au pe nimeni gelos, au tendința să se pună și ei în relații, unii dintre cei despre care vorbesc în relații. Un pic cam complicate, știți ce vreau să zic prin relații complicate. Care creează conflicte, dar asta repet că și ei sunt frumoși și voi sunteți frumoși în felul vostru. Unii dintre voi. Repet, unii. Acum, ce arată? Ce diferit, da? Ce simt? Și nu arată și ce arată în public față de voi. Bruscuța testoasă. Ai impresia că de fapt ei nici nu se uită la voi uneori sau că nu simt nimic față de voi. Și totuși, dacă vorbiți, dacă le vorbiți, ceva se vede. Se vede că vibrează în sufletul lor, în ochi, în zâmbet, în, nu știu, felul în care se manifestă. Poate vocea e fluctuantă, știți cum e. Atunci când ai emoții, vorbești pe 3 voci. Interesant. Mai. Interesant. Eu simt că, da, deci au o energie negativă în preajmă și aici sunteți voi energia pozitivă, soarele și 10 de cupe, delfin, 9 și 10 de cupe, aici sunteți voi, clar. Voi care îi transformați și un fenix, ei se transformă, ies din carapace, altă carapace, ei se transformă. Și, repet, poate această transformare sau ieșire din carapace se vede mult mai mult în preajma voastră. Când vorbesc cu voi, când sunt pe lângă voi, când se întâlnesc, când treceți unul pe lângă altul.
Dacă treceți și nu vorbiți și sunt lângă niște oameni cunoscuți, ăia își dau seama imediat că ceva s-a întâmplat, că ei încep să vibreze și să se transforme. Dar e o renaștere în sufletul acestui personaj. Da, e în suflet, este scoica. E o renaștere, o transformare. Dar, iar, sunt și geloși. Sunt și geloși. Interesant, am senzația că unii sunt chiar geloși pe felul vostru vibrant de a fi jucăuși. Dar voi transformați, voi sunteți ca o binecuvântare pentru ei și aveți acea dragoste specială, unică, unica dragoste care poate să transforme, da, necondiționată, care poate să transforme proscuța într-un prinț. De-aia aici am zis, în interior se simte regal, nobil, gândindu-se la voi. Și are sentimentul acum, eu, omul ăsta simplu, broscuța, 5 de monede, da, pot eu să sper la o stea, nu musai de cinema, la o stea, la un soare, la cineva care e atât de mistic, de complex, de misterios, de magic, de radiant, de cald. Cam asta e. Aștept poveștile voastre pentru că sunt foarte importante pentru mine. Cel puțin la Zodia Fecioare nici nu mă așteptam. Am fost și eu foarte șocată de mesajele pe care le-am primit în timpul etalării și nici nu mă așteptam să primesc confirmări atât de tulburătoare despre ceea ce am văzut acolo și ce mi-ați povestit voi. Așadar, dragii mei, să pun cărțile acestea deoparte. Și să vorbim despre numărul 3. Numărul 3. Ați ales aici mult albastru. Mult albastru, iar multe emoții. Au. Nu. Dați înapoi sau nu? Pentru numărul 3. Hai să mai pun aici seturile cărți. Numărul 2, scuzați-mă, m-am zăpăcit și eu, da? Pentru că au fost povești, deci pentru numărul 2, în continuare. Mesaj, am zis, ce sfat primiți. Referitor, nu pot să amestec. Puteți să comentați, nu pot să amestec în fața. Mesaje, dragii mei, mai stați un pic, când am scos mesajele. Ok, asta. Concentrați-vă pe pozitiv. New Moon, da, luna nouă în Săgetător, aveți încredere, concentrați-vă pe partea pozitivă, încercați să le vedeți latura pozitivă, că sunt niște oameni care se transformă. A, interesant, că a fost setul de cărți, unul este mai mare, altul e mai mic, poate diferență de vârstă, poate diferență de înălțime. Aha. Și voi aveți de... Astea au venit și la prima etalare, dar nu știu câtă legătură are. Da, încercați să vă găsiți echilibru, să conștientizați că sunteți iubiți, poate că și ei ar trebui să conștientizeze că există o dragoste mai presus de cea cu care s-au obișnuit, da? Necondiționată sau înaltă, de vibrație înaltă. Frumos ar fi și ei să-și găsească balanța sau să se găsească un echilibru între voi doi, între ceea ce arătați și ceea ce nu arătați. Trebuie să arătați ceea ce trebuie văzut. Asta nu înseamnă că trebuie să arătați tot. Ceea ce trebuie văzut la un anumit moment. Pentru că uneori arătați mai mult, altor mai puțin la un anumit moment. Și ceea ce trebuie văzut. Și să vă eliberați de blocaje. În momentul în care vă eliberați voi, pentru că sunteți suflete perechi, dar se eliberează și ei. Și concentrați-vă pe pozitiv. Vedeți? Părțile bune. Gata. Acum dau deoparte cărțile. Și pot să încep. Sau să continui. Etalarea pentru numărul 3, în sfârșit. Numărul 3. Am spus, numărul 3, mult albastru. Albastru înseamnă și apă, dar și aer. Pentru că avem și mai multe nuanțe de albastru. Interesant. Și acest personaj în interior înflorește. În exterior este destul de sobru și tradițional. Haideți să vedem ce alte mesaje aveți. Are și pasiune, interesant, dar și o latură fină, divină.
pe care nu o vedeți. Interesant, destul de contradictoriu, da? Ce simte acest număr? Da, este și dragoste necondiționată cu acest crin și cu acest trandafir roșu super pasională. Nu m-aș mira să fie gelos. Sau geloasă acest personaj. Iar ce simte față de voi? Nici nu știu cât am vorbit la un număr, cât am vorbit la celălalt. Nu pot să le fac egal pentru că variază mesajele. Acum, ce simt? Asta și asta. Roata norocului, regina de monede. Ce simt față de voi? Interesant. Mai tăcut, mai misterios, că pot fi greu părțile. În primul și în primul rând, simt că este o întâlnire de destin. Unii și-ar fi dorit sau își doresc să... și-ar fi dorit să fi fost voi soția lor. Dacă sunt căsătoriți, și-ar fi dorit să fi fost voi soțul sau soția lor. Posibil să fiți într-un triunghi amoros, să întâlniți locul de muncă, dar trecând peste asta, simt că încep să creadă. În destin. Hai să mai vedem. Clarifică în roata norocului, regina de monede. Simt că sunteți foarte creative, foarte stăpâne pe voi, echilibrate. Nouă de cupe. Interesant. Și asul de cupe s-a oprit, țineți minte, și asul de cupe după 10 de spade. Dacă s-au simțit trădați de cineva sau de voi sau așa, variază. Ia uite, îndrăgostiții. Da, în primul rând simt că, da, ați avut puterea. Vai, ce frumos mesaj. Aveți ceva în felul vostru de a fi, de a-i alina, de a-i vindeca, de a-i trezi din morți cu acest 10 de spade, de a le alina multe dureri despre care nu știți, în zona despre care nu știți. Poate că au un copil cu o persoană egoistă, dar a apărut această dragoste în care trebuie să aleagă. Să aleagă într-o nouă direcție, eventual să unii, repet, și-ar dori să vină să vă cucerească. Dar până una alta i-ați cucerit voi, cu felul vostru blând de a fi. Aveți un fel copilăros de a fi unii dintre voi, chiar nu contează bărbați, femei, ce vârstă aveți. Aveți un fel copilăros, aveți un fel blând de a vorbi, vă rog frumos să-mi confirmați. Poate uneori păreți inocent, prea inocent pentru vârsta voastră, dar este un aspect al vostru foarte frumos, care vindecă multe, multe suflete. Posibil unii dintre ei, așa îndrăgostiți cum sunt, e un mesaj nu pentru toată lumea, dar pentru unii dintre voi, își doresc un copil cu voi. Interesant. Trei cărți. Da, e interesant. Ia uite. Emoții? Da, am zis că se transformă. Încep să se transforme emoțional și îi vindecați. Justiția. Vor să se despartă? Posibil. Suferă pentru că nu pot să trăiască acest ideal, această fericire. Ar vrea să vină înspre voi, dar deocamdată e un contract, e o căsătorie care va fi transformată într-un fel sau altul pentru că vor, cu tot din adinsul, regele de foc, vor cu tot din adinsul să aibă și parte de această dragoste, de această hrană emoțională, de această blândețe. Probabil că nu au avut parte de asemenea lucruri. Siguranță. Am zis că le dați o siguranță, le dați stabilitate.
3 de ce simt. Și 5 de spade. Dacă este o situație de triunghi amoros, știu că aveți mulți invidioși și voi și ei. Sunt conflicte verbale în casa uneia sau altuia. Sunt jocuri mentale. Și dezamăgire. Dacă ei au fost într-un anume fel, s-au purtat într-un anume fel față de această fericire pe care au simțit-o 9 și 10 de cupe și v-au provocat, da, jocurile lor mentale sau geloziile altor persoane sau pur și simplu conflictul lor interior va provoca vouă durere, undeva își doresc să reconstruiască. Pentru că zic că s-a întâmplat ceva între voi, pentru că apare eremitul, dar apare în sufletul lor, apare invers. Deci dacă e tăcere, își doresc să ieșiți din tăcere. Dacă e o atracție, și este cu siguranță, da? Prin acest as de bâte neexprimată, își doresc să o exprime. Că a apărut și regele de bâte, da? Mai devreme. Vor să o exprime cu toată pasiunea și cu tot focul pe care l-au. Dacă s-au luptat în sinea lor până acum, nu, alta e, nu că s-au luptat în sinea lor. Dacă și-au temperat impulsul fizic, nu vor să-l mai tempereze. Cu asul de bâte, nu vor să-l mai tempereze, deși acum încă nu au curaj, dar în curând își vor face curaj. Nu știu când, dar în curând își vor face curaj. În primul și în primul rând, în momentul în care v-ați întâlnit, au simțit emoții, au simțit niște stări de ca și când ar fi un vis, de ca și când sunteți tot ce și-au dorit. Cu 9 de cupe și roata norocului. Sunteți persoana lor norocoasă. Posibil din cauza acestor emoții să se fi dus undeva să bea o bere, două, trei, eu știu cât or fi băut. Însă, pentru unii, posibil să fie căsătoriți din cauza acelei soții sau acelui soț, acelei persoane karmice, dacă nu e căsătorie, e o relație de lungă durată, să nu poată să comunice cu voi și să arate pasiunea. Dar se gândesc la aceasta, pentru că aceste cărți sunt undeva și mai în interiorul lor. Și mai profunde. Își doresc să comunice. Pentru că știu că sunteți o persoană valoroasă care nu merită tăcerea și de la care au foarte multe de învățat. Că eremitul analizează și învață. Și n-au cum să înțeleagă multe lucruri dacă nu stau de vorbă cu voi. Interesant, dacă munca voastră atrage atenția altora, există și o notă de invidie subtilă în sufletul lor față de faptul că voi faceți niște lucruri speciale și de valoare și atrageți atenția, posibil să fie și o notă de, și de bucurie, ia zic că stare conflictuală, și de bucurie, dar și de invidie. Ei de ce nu reușesc să facă? Adică orice ar face ei, nu știu ce fac, evident că variază. Unii dintre voi aveți puterea de a transforma lucrurile pe care de-a piatra o transformați într-o sculptură. Eu știu, făina, zahărul și ouăle le transformați într-o prăjitură. Aveți această capacitate de a alchimiza și de a produce valori plăcute celor din jur, într-o formă sau alta. Și aici au ei foarte multe de învățat, pe de-o parte, dar există și o notă de invidie. Din acest motiv, poate că la un moment dat unii s-au jucat
cu vorbele și au creat un conflict între voi. Interesant de ce se sintoniți. Ori voi vă simțiți, dacă vă simțiți interesant, dacă vă simțiți răniți, voi le dați impulsul să înceapă ceva nou. Iar o chestie foarte subtilă. Da, iau-te, o căsnicie epuizantă, un contract la locul de muncă epuizant despre care voi nu știți. Dar voi aveți puterea să-i vindecați, să-i echilibrați emoțional. Le dați acest impuls să înceapă ceva nou, să lucreze înspre idealurile lor și să depășească o rană. Dar rana asta poate să fie din cauza voastră, poate să nu fie din cauza voastră. Sincer, în sinea lor nu se pot controla. Probabil că dacă ați fi lângă ei sau dacă i-ați urmări cu o cameră video, ați vedea că atracția asta pentru voi fizică este tulburătoare. Le slăbește puterile într-un fel sau altul. Îi consumă. Da, pasiunea asta îi consumă în ei. Dar cred totuși că ceva a fost între voi. S-au spus niște cuvinte, sau repet, alții din jur, dacă este un triunghi amoros, într-un fel sau altul, au observat ceva. Poate au râs mai mult decât de obicei, au băut mai mult decât de obicei. Mai dăm o carte pe acest 5 de spade. Clarificăm 5 de spade. Și oamenii aceștia se transformă. Interesant că puterea a venit invers. Sunt în prim proces de transformare. Extraordinar, trebuie să decidă. Ce să decidă? Da, să vină. Eu trebuie să vină să renască. Am zis că e o tăcere, să renască. Își doresc să renască, să vină să vă cucerească. Ia uitați că sunt cuceritori. Vai, regele de bâte și regina de bâte. Dar mai e o casă în spate în care se simt legați. De-aia zic, este un triunghi amoros pentru unii, dar nu obligatoriu. Dacă nu e căsnicie, poate să fie familia lor, mama, tata, rudele, da? Sau o altă cultură? În fine. Dar ia uitați ce simt. Trebuie să se decidă. De acest motiv, probabil că s-au jucat și cuvintele cu mintea, au produs o tăcere, n-au exprimat toată această luptă interioară, toată această atracție și faptul că vă apreciază. Și apreciază și faptul că sunteți apreciați de alții, dar, revin, este o notă de invidie. Dar vrea să fiți împreună regele și regina de bâte. Să vă cucerească, da? Ei să devină regii voștri, să vină să vă spună, eu știu, tot ce au pe suflet, sau poate nu tot, o parte, ce au ales. Eventual, iar e comunicare. Și să vă cucerească, da? Cavalerul, regele și regina de bâte. Am zis că regele și regina de bâte înseamnă un cuplu, da? Un cuplu puternic. Interesant că puterea încă e invers. Aici este problema lor, este transformarea lor. Voi sunteți deja puternici. Ei nu se simt încă în forță să vină înspre voi. Deși ar vrea să ieșiți din tăcere, din aceste... Sunt niște probleme. O călătorie, să zic. Nu. O călătorie poate să fie. O însingurare a unuia altuia, dar cred că e mai degrabă a lor. Încă nu se simt suficient de puternici să stea lângă voi. Este senzația lor.
Și totuși văd că împreună voi sunteți puternici, înțelegeți? E un paradox sau este o senzație, sunt senzații contradictorii. Știu că împreună puteți să fiți puternici, regele și regina de bute. Da? Și ar vrea să vă cucerească. Dar încă n-au suficientă energie. Interesant. Hai să vedem, mai dăm o carte pe doi de spade. Ce ar trebui să aleagă ca și alternativă odată? Ba, nu mai e, fără niciodată. Să pice cartea. Încă o carte. Așa. Asul de monede, asta este. La asta stau să se gândească, la construcție, să ofere un cadou, un gest, ceva care să construiască relația dintre voi. Chiar dacă vor fi oameni care vor urmări. Da, ia uite. Valetul de monede, o întâlnire, o discuție practică, ceva. Au încercat să pară detașați emoțional. Dar se vor întoarce la un moment dat. Se vor întoarce să manifeste ceva, ceva puternic. Ce a apărut aici? Ce simt față de voi și nu arată? Ce simt? Uf, azi, mai, deci a doua oară când apare liliacul extraordinar. Deci a vrut să reapară și steaua de mare. Iar o energie foarte... Și calul. Și ou, ou, și calul și lupul. Vă urmăresc oamenii ăștia. Interesant, seamănă un pic ca și cărți, dar vă urmăresc în multe feluri. Ia uite, și lupul urmărește și regele de spade. Amândoi sunt conducători, sunt persoane alfa. Și calul este persoană alfa. Este conducător de trib, da? Însă calul aici nu e vorba că urmărește și urmează intuiția. Seamănă un pic cu faetonul. Dar e stabil. E stabil calul. Ideea este că simt o atracție sexuală foarte puternică, pe care încearcă să o privească din punct de vedere logic, să o stăpânească, interesant, și atracția. Dar nu știu pentru cât timp vor reuși, pentru că vor să comunice. Vor comunica la un moment dat. Vor comunica. Mai vedem ce alte cărți apar. Deocamdată au apărut astea într-un plan mult mai profund. Insesizabil poate nici de ei sau puțin văzut de ei. Acum apare liliacul și steaua de mare. Ce simt față de voi? Sunteți ca steaua, da? Le dea speranță. Apare steaua și prin 9 de cupe, varianta mică, steluța pentru mine. Dar le schimbați energia emoțională. Că tot apare roata norocului. Le schimbați energia emoțională. Le arătați o nouă direcție. Să iasă din întuneric. Să iasă din... E ca un soi de moarte acolo. Moarte și renaștere. Poate că relația voastră trebuie transformată. Nu poate. Convinsă. Și ei știu că trebuie transformată. Da, moartea și steaua, cu alte cuvinte. Transformare înspre credință. Să învețe să aibă credință, să aibă încredere, să aibă... Da, și în momentul în care ai credință, aici este un 8, da? Femeia este latura empatică și evoluată a personajului, da? Nu sunt două personaje mosaic. Poate să fie același cu două aspecte, da? Aici este. Trebuie să își transforme niște tendințe. Destul de ascunse. Aș vrea să clarific și acest... Da, așa simt nevoia. Așa am văzut și moartea mai devreme. Da, uite aici. Unde era moartea? Nu, era mai devreme când a apărut regele și regina de băten. Clarificăm totuși liliac. Mai am o carte pe acest liliac.
Ei trebuie să învețe să iasă la lumină. În primul rând, să învețe să spere și să-și urmeze destinul. Da. Liliacul a fost clarificat de dragon și de urs. Să aibă încredere, este chakra a treia, deocamdată n-au încredere în ei, în legătură cu voi. Sunt oameni foarte puternici, dar n-au încă încredere în ei, în legătură cu voi. Probabil că aveți această capacitate de a le crea stabilitate și sunteți stabili, sunteți pe cont propriu. Unii dintre voi poate aveți afacerea voastră, nu depindeți financiar, nu puteți fi manipulați ușor, manipulate. Pentru că Liliacul are tendințe manipulatoare. Dar aici ține și de transformarea lor. Ei trebuie să se poarte corect, să aleagă corect, să renunțe la jocurile mentale, eventual, sau la oamenii care i-au manipulat sau i-au jucat da, prin cuvinte sau prin alte acțiuni negative și să aleagă o nouă direcție. Interesant că și asta tot azi de monede apare. Este prima carte din semnele de pământ. Da? Aici trebuie să aibă, să se transforme, să folosească, să-și manifeste această transformare și la nivel emoțional, să învețe să spere, să se roage, să-și pună idealuri mai înalte decât cele de zi cu zi sau pe termen scurt și să-și lucreze chakra a treia ca să vină cu o ofertă de lungă durată. Să iasă din hibernare, măi. Să iasă din întuneric, dar ideea este că în momentul, deci așa cum ies, dacă ies acum în lumină, netransformați, se autodistrug. Știți că Liliacul nu poate să facă față la lumină, trebuie să-și acopere ochii cu... Nu văd lumina, interesant. Nici lumina lor, nici lumina voastră nu o văd corect. De-aia există și o tendință de oarecare invidie și poate răutate. Din acest motiv vă provoacă și dezamăgiri și fără să-și dea seama și provoacă și lor. Și totuși, în momentul în care renunță la această latură negativă a personalităților și își folosesc ego-ul, pentru că dragonul, chakra a treia, este ego-ul, da? Dar în scopuri înalte, în varianta sa pozitivă, ego-ul este necesar aici pe pământ. Fără ego nu poți să faci față pe pământ. Da, se și manifestă aici. Hai să vedem, da? Și asta este. Se gândesc, știu, sunt conștienți, dar rămâne de văzut în cât timp se va manifesta. Ia uite, doi de spade, se vede, a apărut de două ori, da? Și în sinea lor, și ceea ce nu vedeți, că se gândesc, la ce se gândesc, și exterior. Interesant, măi, deci nu se poate sincronicitate. Iar, nu vedeți voi, dar ei încep să simtă că e cazul să se manifeste ceva nou, o nouă etapă în relația voastră. Să ofere măcar un gest de și să vă arate că vă apreciază, că vă văd valoarea. Extraordinar cum apar cărțile. Dar în fața voastră arată puternici. Dar în interior nu sunt. De spade. Clarificăm doi de spade. Cum arată, ce fac. Doi de spade înseamnă și tăcere. Faptul că nu vorbesc, nu vorbesc, dar sunt super fericiți. Eventual este o energie masculină care imediat vă mai zic. Și judecata, măi, și judecata, renașterea. Am zis, ar vrea, iar e tăcere, iar e eremitul. Da? Acum chiar e tăcere pe față. Acolo își dorește personajul să începe să comunicați. Dar e și mândria cu 5 de spade. De ce să fac eu primul pas? Lasă să facă celălalt.
Interesant, aici apare regele de monede și aici apare regina de monede, iar un cuplu. Și judecata. Puteți manifesta stabilitate dacă se transformă, dacă renaște. Din aceste, eu știu, cutii, dacă gândește out of box, mă mir că n-a apărut și spânzuratul. Clarificăm puterea. Hai, mai zic. Pe de o parte, am zis, în fața voastră vor să pară puternici și își folosesc, vor să dea impresia că sunt radianți, că au încredere, e egoul, da? Din acest motiv, probabil că se manifestă o oarecare tăcere sau comunicare destul de rară. Clarificăm puterea. Dar e doar de fațadă. Oricum, ce mai simt? Simt că în fața voastră, când ies să vă întâlniți, deși se simt foarte fericiți, soarele e soare până la urmă, cea mai benefică, cea mai frumoasă carte, nu? Soarele. Dintr-o tarotul. Mai ceva ca steaua, totuși. Deși se simt foarte fericiți, vorbesc destul de puțin. Au tendința, au un mecanism, nu eu, asta e expresia, mecanism de apărare. E ca și când stați de vorbă, omul este teribil de fericit, omul, femeia, ce-o fi, da? Dar stă cu mâinile în sân și picior peste picior. Știți că este o atitudine foarte închisă. Se face că nu vede. De fapt, nu vă vede frumusețea, nu vă vede strălucirea. Oh, interesant cum vine mesajul. Oh, interesant, în față, iar. Uneori, vedeți pentru cine se potrivește. Cred că sunt toate mesajele la loc. Pentru că e posibil să se manifeste toate, nu neapărat separat. Tocmai când comunică mai puțin sau când sunt mai închiși, pe de-o parte vor să dea impresia, e doar o impresie, că nu vă văd strălucirea, că nu vă văd puterea, dar o simt. Și dacă nu o văd, o simt. Șase de cupe, este frumos. Interesant. Aici este o luptă în ei. Este o luptă, o transformare mentală, în primul rând. Dar cred că unii nu-și găsesc cuvintele în preajma voastră. În public, iar. Asta este o energie care se va vedea în momentul, dacă veți fi împreună, se va vedea. Cât de mândri sunt că sunteți împreună, că sunteți două suflete regăsite și puternice, care vă ajutați unul pe altul. Asta e o imagine pe care ar vrea să o lanseze în public oricând cu voi. Și dacă nu sunteți împreună, sunteți doar prieteni. Da? Faptul că au pe cineva care știu, că îi înțelegeți, știu că îi simțiți și sunt mândri de chestia asta, că au întâlnit un personaj care îi simte și îi înțelege. Și totuși, ia, care e treaba cu 10? Ia, regina de monede, da? Perechea lor, stabilă, și-ar găsi stabilitatea lângă voi. Dar, pentru unii dintre ei, mai e un alt personaj în preajmă. Mai e o altă relație. Interesant, asul de cupe a apărut. Se simt blocați din cauza acestor emoții. Mă mir că nu-i vedeți, nu le vedeți reacțiile. Bănuiesc că totuși nu ați văzut reacțiile și ați intuit că ceva se întâmplă, că personajul vă simpatizează chiar pe față, adică nu-și poate controla, cât ar încerca să-și controleze, nu-și poate controla simpatia și emoțiile și atracția și atracția fizică, dar nu și le poate controla. Probabil că în fața voastră sau când sunteți împreună, se manifestă diferit. Uneori sunt blocați, alteori sunt foarte fericiți, exuberanți ca niște copii, alteori încearcă să se stăpânească. Au picat în cupa asta dragoste și se simt acolo blocați. Pe
pe de o parte și pe de altă parte le vindecați un suflet care este foarte rănit. Din ce motive? Veți descoperi dacă veți fi împreună. Sau dacă sunteți împreună. La capătul setului de cărți, 4 de bâte și 10 de cupe. Ce poate fi mai frumos? Și moartea. Interesant, transformare. În momentul în care se vor transforma în variant, vai, steaua și împărăteasa, măi, steaua, iar, și împărăteasa, e o nouă lume, se va face, da, se va face, eu, căsătorie și dragoste, căsătorie versus dragoste, de ce fugi mai, de ce fugi de fapt, de dragoste, vedeți? 7 de spade. De ce fugi? Adică nu mă mir că a apărut 7 de spade. De ce fugi? De dragoste sau de căsătorie? Că această dragoste este partea, este dharma, dharma ta. Omule, ce-i fi? Cine-i fi tu aici? Dar, posibil să fie o distanță între voi. Culmea și cu steam, ambele sugerează distanță. Avem contracte, căsătorie sau alt contract la locul de muncă variază și acum trebuie să aleagă. Ideea este că, repet, sunt în transformare, se pregătesc, își doresc cu steaua, se roagă să crească, să se transforme, să se transforme spre împărăteasă, să vină într-o vibrație la fel de frumoasă ca a voastră. Ei nu se simt pregătiți de vibrația voastră. Ei nu se simt. Vor să transforme totul. Repet, în acest moment probabil, situația dintre voi e șubre de cu doi de spade, cu eremitul pe care l-am văzut și cu moartea care a apărut de vreo două ori, da? Situația se transformă și aici sub forma acestui liriac. Situația se va transforma. Vor dori să arate oamenilor cât de fericiți sunteți împreună când se va transforma. Da, nu, n-au probleme să arate în public. Nu cred că au probleme să arate în public. Dar mai simt că încă ceva pentru unii dintre voi. Dați-mi un pic timp. Aici este și o sarcină. Ori își doresc să, da, își doresc să aibă un copil cu voi. Tocmai pentru că sunteți puternici și frumoși împreună. Și foarte interesant, în preajma voastră, chiar dacă au această tendință de doi de spade, un pic, cu răbdare